Salut, eu sunt Bogdan și astăzi am revenit cu un nou clip. Suntem aici cu Bercea. Te pup. După mult timp, cred că au trecut 2 ani. 2 ani. De când am făcut detailing-ul, nu? Da, atunci am făcut, da. Am mai filmat odată cu mașina, aveți bineînțeles link în descrierea acestui clip către acel videoclip. Astăzi vom discuta mai mult, dar în același timp ne vom plimba și cu mașina, vom mai discuta una alta și despre această mașină și despre ce planuri ai pe viitor cu mașina. Da. Am multe planuri. Va fi o discuție așa mai diversificată. Dar până în alta, nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram pentru a fi la curent cu toate postările, pentru că acolo postez pentru prima dată toate chestiile. Nu uitați să dați și lui Bercea un follow pe Instagram, ambele profile, atât pe ecran, cât și în descriere. Ce să mai, haide să pornim. Ești un generos. Așa să-mi pun centura, că iarăși mă jur mea, bă, că tu îmi spui centura, mă, și îți dai seama că eu o pun doar pentru video. Mai ai micuneam de aici. Da. A, da. M-am făcut de rahat iarăși. Mamă, din nou, că m-am urcat în Audi, mi se pare foarte, foarte ușoară direcția. Da, este. Aici am făcut o prostie, am dat într-un taximetrist și am strâmbat numărul și acum dăm senzor, știi? Am înțeles. Trebuie să-l îndrept pe la ciocan, să-i dau două, trei ciocan. Ok. Ce să-i fac? Asta e, se mai întâmplă. Păi e vina mea că stau pe telefon, e vina lui că stau eu pe telefon. Bine, vina a fost împărțită, că gen el a dat să plece, a frânat și eu cu ochii în telefon, nu-ți dai seama, i-am dat. Zicea, aaa, mi-ai lovit mașina, și am zis, bă, tata, e aici, asigurarea, vrei? A, că nu, că tu ai de aia nașpa. Nu, stai liniștit, că am de la Allianz, ca să înțelegi. A, nu e de asigurare. Bă, cât face suportul ăla de numere? Dacă vreo 20 de lei. Ia aici 50 de lei și zi mersi. Gata, să trăiți. A, ai rupt doar suport. A, și plecat. Bă, i-am crăpat la puțin bara, dar cred că lui era de suport. Era un Logan, ce să facă. Dar mi-a doar numărul sau. Asta e, se mai întâmplă. Asta poți afla și tu despre mașina ta dacă nu o verifici la timp. Hai să-ți arăt acum cea mai simplă și sigură metodă prin care poți verifica o mașină. Car Vertical este aici pentru a te proteja de eventualele achiziții greșite. Ce este? Cum funcționează? Ei bine, este o platformă ce îți oferă acces la o mare parte din istoricul unei mașini. Ba mai mult, folosește acum primul link din descriere alături de codul ABR și beneficiezi automat de 20% reducere la raportul Car Vertical. Nimic mai simplu, pur și simplu introduci seria mașinii respective și ți se va genera foarte rapid un raport. Din păcate, mulți vânzători ascund trecutul mașinilor. Folosind un raport Car Vertical, poți afla dacă mașina respectivă a suferit daune, a avut kilometri dați înapoi, a fost folosită pe post de taxi sau chiar dacă a fost furată. În funcție de informațiile disponibile, poți vedea și poze cu daunele suferite. Pentru a evita o eventuală țeapă, vă recomand să verificați mașina dorită prin Car Vertical. Pe lângă asta, tu ai norocul să beneficiezi și de o reducere de 20% la raportul Car Vertical. Accesează acum primul link din descriere alături de codul promoțional ABR și beneficiezi automat de 20% reducere la raportul Car Vertical. N-atinge, nu? N-atinge, nu, stai liniștit. Bine, dacă uitare... Cred că atinge, dar n-ai treabă, nu, stai liniștit. Știu că tu ai traume și eu am avut mult timp, traumele ăștia, dar acum nu. Am atins puțin când am venit aici. Păi eram sigur, adică am vrut să zic că poate ajungeam înaintea ta să te bag pe partea asta de da, mână cu pietriș și că îmi părea rău. Da, asta e, se mai întâmplă. Acum dacă ai atins puțin, nu mă juri. Nu e problemă. Da, cred că e frecată. Doar frecată, da. E bine, e bine. Pentru început, ce ai mai făcut A8-ului de ultima dată? Volanul din start-up, zero. Volanul, i-am spart parbrizul. I-am făcut ăștia în piano black, că erau oribile. Mai amintesc ce era? Era un mahon,
Și n-ai cum, cât ai stat tu să mă convingi, mahonul e oribil, nu îmi place. Acum da, nu știu, am văzut pe la Mercedes sau un mahon mai negru, așa, da, la frumos, la parcă e altceva. Dar ăsta nu, ăsta era oribil. Zici că era parchet laminat și l-am făcut. Chiar ieri am luat-o de la serviciu și de s-o duc iarăși, că îmi bătea ceva pe partea stângă și acum văd că nu mai bate la fel de rău, dar bate altceva. Na, străzile din România, dar nu i-am mai făcut nimic, nu cred, adică nu. Oricum, ca fiabilitatea a fost ok, nu? Da, deci nu știu, eu recomand cu mare căldură Audi. Am avut numai BMW-uri înainte, știu că o să mă jure fanii de la BMW, dar mașină mai fiabilă decât asta n-am avut și nu cred că o să am, din păcate. Bine, acum de ce să mint, are și ea defectele, de exemplu cu plasticele, au început să cam sune în ea. După ce mergi ceva cu ea, încep să le mai auzi. Ceva pe spate dreapta încă nu-mi dau seama, se mai aude, dar nu mereu. Ori e ceva pe la pernă, ori e un plastic. Am fost pe la mai mulți și nu și-a dat nimeni seama. E un sunet care mă enervează și îmi stă pe creier. Dar în rest e foarte fiabil. Adică gândește, n-am avut. Acum sunt primii bani pe care i-am băgat în ea, când i-am schimbat acum două bucșe. Sau bucși, cum se zice, nu știu, în fine. Da, bucși. Abar, nici eu nu știu. În fine, le-am schimbat, în rest, decât consumabile. Plăcuțe, ulei, cutie motor și AdBlue, atât. Bine, și AdBlue, țin să precizez, îi cumpăr. Bine, că mulți sunt dreapta, fă-i dreapta. Mulți zic, domne, că de ce îi cumperi AdBlue de la, că uite că ai în biznerie. Păi, dacă i-am băgat de când am luat-o, i-am cumpărat de la Audi și nu e o avere. E 150 de lei un bidon, dar e original al ei și n-am avut nicio problemă. Că mulți zic, domne, că ai probleme cu AdBlue. Eu am de vreo 40-50 de mii de kilometri și n-are nicio problemă mașina. Știi că e foarte cunoscută problema cu cutiile la Audi. Bă, da, o simt. Gen, nu știu dacă are o problemă. Eu de când am luat mașina, mie mi s-a zis. Eu i-am schimbat, că fostul proprietar i-a schimbat ulei în cutie. N-am crezut, îți dai seama, chit că mi-a arătat poze. Am dus-o și eu să îl schimb. Într-adevăr, chiar era schimbat pentru că se vedea că era umblat. Da. Gen, Bănesc că se schimbă și la Audi baia cu totul. Că da, gândește că era baia plină de pilitură. Deci mașina noastră 14.000 de kilometri avusese deja un schimb de ulei în cutie la vreo 70.000. Și ei zic, da, cei de la Audi zic că la Tiptronic nu se schimbă uleiul în cutie. Dacă tu te duci acum să-i schimbi uleiul în cutie ăștia, fără a avea vreun defect, nu se schimbe. Zic că nu se schimbă. Și n-ai cum, adică eu cred că dacă mergi așa cu ea în 150, poate 200 de mii, dacă ai noroc, maxim îți scade cutia. N-ai cum, este imposibil. După ce am văzut, Audi, da, este vestită, cutiile chiar sunt. Nu știu dacă sunt proastele neapărat ca și fiabilitate, dar ca și confort nu sunt strălucite. Adică, uite, eu am rămas plăcut impresionat de cutia de la Porsche. Vai de mine, mi se pare genial, adică eu n-am văzut așa ceva, frate, ea știe mereu ce vrei să faci, nu știu, este incredibilă. Și de pe Mercedes foarte bună și de pe BMW, dar la Audi sunt lasă de dorit. Ca să înțelegi, gândește că această cutie de pe A8-ul ăsta, chiar dacă este trimit diesel, este aceeași cutie de pe S8. Este o cutie simplă, tiptronic, pentru că este la cuplu. Dar nu e performant. Oricum și pe S8, dacă vrei să crești în putere, schimbi ambreiajele, întărești puțin. Bă, din ce am citit pe internet, cutia asta ține undeva la 900? 900 de newton. Cam așa, da. Lejer. Acum ce e peste nu garantez. Da, gândește că asta are 650 de newton. Nu o să-i dau soft niciodată. Am primit oferte de peste tot din România. Vino să-i faci soft? Nu. Nu mai există pe diesel să-i fac soft, exclus. Da. Nu mi-a anulat nimic. Am avut seria 7-le, unde i-am anulat absolut tot ce se putea. Era, cred că dacă mă oprea rar, îmi lua și certificatul de naștere. Adică nu mai avea nici catalizator, nici EGR, nici DPF, nici finală, nimic. Era goală. Dacă stăteai la McDrive, ăia plângeau în spate. Da, deci scoteau capul pe la pe geam, era groaznic. Da, știu și sentimentul. Oricum, nu consider că ai nevoie de mai mult pe mașina asta. Nu. E foarte... Te ajută în depășiri, e o mașină care nu e făcută pentru sportivitate. Dinamic, o să sesizez că se schimbă ceva, o să fie mult mai rigidă în afară. Răspunde mai bine. Da, răspunde o leacă mai bine. Uite, dacă vrei o să mergem să-i dăm și un launch control. E altceva, e un afară să știi că merg în dinamic cu ea. Pentru că răspunde mult mai bine, e mult mai stabilă. Dar nu e oricum. Adică față de ce ești tu obișnuit, da, nu răspunde bine. Da, e ok.
Adică mi se pare că trage bine, e... Nu schimbă foarte lent, adică schimbă bine. Da, probabil e pe partea de confort. Zici că te smucește puțin. Da, la viteze mici, ce am spus în confort, când o țin în confort, din 3 în 2, acolo dă să smucească puțin. Am mers în mai multe 8-uri, de genul toate fac aceeași prostie. Am mers în ultimul model de 8, aceeași chestie, identică. Nu știu dacă este aceeași cutie, dar cu siguranță este același defect. Nu-mi dau seama ce le-au făcut, dar e treaba lor. Bine, acum vă dați seama că orice mașină nu poate să fie perfectă, n-ai cum. Da, să... da. Fiecare are sunt plusuri, minusuri, da. Dar nu știu. Per total, eu recomand Audi. Acum depinde, îți dai seama că e și, că e și de gusturi. Unii zic că nu le plac interioarele de la Audi, unii zic că nu le plac de la BMW. Mie îmi plac toate, dar în momentul de față, pentru mine aș alege Audi. Interiorul de la 8 e frumos, de la 7... Bine, schimbătorul ăla strică mult, da. La 7. Ăsta îmi place că e singurul cu joystick, da, din generația, da, da, lui. Mulți zic că ăsta se numește și zic ăștia pe grupuri manșa de avion. Da, da, da. Da, e puțin, e ok, dar uite, ce mă deranjează pe mine și ce nu mi-a plăcut la Audi treaba asta, adică, uite, gândește că ții modelul din 2010-2011, ți-l iei pe ăsta și arată identic. Până și ceasurile sunt aproape la fel și cu navigația, aproape, zic, aproape, dar n-au schimbat mare lucru, ceea ce nu e tocmai ok, adică au trecut ceva ani, gândește că asta e 2017, aia e 2011 și aia e cam aceleași chestii. Foarte tare volanul de carbon. Da, e, asta e piesa de rezistență. Foarte bine făcut. Adică, da, real arată mult, mult mai bine. Mulți mă întreabă că de ce mi l-am ștanțat. Că sigur, dar ei nu știu că de fapt ștanța aia se scoate și poți să spui, da, ce vrei tu. Da, da, da. Intenționat am făcut-o și mi se pare că e o pată de culoare. E frumos, e puțin mai cocalarez, dar e pentru mine, îmi place. Și pe motor o să pun la fel. Și Alcantara pe mijloc. Da, 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 da. Gândește că volanul ăsta a fost, deci gândește că de pe vechiul volan, gen că tot ăsta e, nici butoanele nu mai sunt aceleași pentru că le-am schimbat, la fiind de A5 nu avea aceleași butoane, am găsit pe internet. Dar gândește că ăsta a fost un volan crem. Și airbag-ul și absolut tot. Deci el n-avea nici măcar o chestie neagră pe el. Și a fost un volan crem. Bun, hai să ieșim puțin din zona de Audi, da, revenim la BMW. Bun. Ai avut și un X5. Da. Penultimul model sau ultimul? Acum e penultimul, că au scos faceliftul, dar până acum câteva luni era ultimul model. Până să scoată faceliftul, care arată bine, tot îmi place mult faceliftul, chiar arată bine, că și asta arăta bine, n-aveam ce să zic. Deci pe partea de design interior arăta foarte frumos. Nu te-ai împăcat bine cu el? Nu. Nu știu, nu știu de ce n-am putut să mă împac cu mașina aia. Deci este pentru prima dată în viața mea când nu reușeam să mă obișnuiesc cu o mașină. În sensul că nu că nu reușeam să mă obișnuiesc cu ea, ci efectiv în continuu îmi crea un disconfort. În sensul că avea două chestii care nu îmi plăceau și nu puteam să trec peste. În sensul că nu puteam să-mi găsesc loc în scaun. Niciodată n-am putut în mașina aia. Indiferent de unde am stat, nu puteam, gen, dacă stăteam așa, ba simțeam că stau ba sub volan, ba prea sus. Încercam să găsesc o cale de mijloc, nu exista, simțeam că, nu știu, aveam senzația că eram într-un pom și că urma să cad din el, știi? Și pe lângă asta nu mi-a plăcut motorul, foarte lent. Foarte lent, avea 280 ceva de cai, dar și pentru era foarte mașină, puțin. Da. Bine, ea nu era foarte grea față de, gândește că are 2 tone, avea 2 tone 200. Dar 200 de kilograme, da, erau, se cam simțeau și plus că până la 100 i-a sprintat bine. Dar după mi se părea că era moartă, adică gândește că mă urcam în A8, mi se părea că e rachetă. Care, și asta e tot 3 litri, adică nu e ceva spectaculos. Dar nu mi-a plăcut, nu știu, n-am putut să mă împac cu ea, deși avea pachet de M, trapă panoramică, 7 locuri, cristale Swarovski, tot ce vrei prin ea, dar nu avea soft plus. Asta era iarăși o chestie care mă supăra. Oricum, la drum lung, da, se simte foarte bine mașina. Bine, pentru asta e făcută. Da, sincer, știi, când și asta are o problemă, nu știu, mi se pare horror iarna. Iarna e o mașină de nedescris, nu știu, mi se pare că e cu tot o altă mașină până se încălzește. Bine că ea bagă căldură foarte repede, dar nu știu, parcă pernele sunt înghețate, nu-mi dau seama, e mult mai rigidă iarna.
până merge vreo 10 minute cu ea. Dar pe partea de tracțiune cum se pare iarna? 4. Vrei să spun că n-am avut cauciucuri de iarnă? Și am prins zăpadă mare și mergea de zici că aveam cauciucuri? Adică mi s-a părut incredibil așa ceva. Și m-am băgat intenționat pentru zăpadă, bine, nu era foarte mare, era puțin aproape de număr, dar n-a mers nimeni acolo, era. Da. N-avea nicio treabă, am oprit-o, am încercat să-i dau mai tare, mai încet, a mers, n-a nicio treabă. Dar nu simți viteza. Da, asta e o chestie viteza. Foarte urâtă în ea, pentru că nu simți viteza și te fură. Uite, până să mă uit, nu știam ce viteză am. Eu, bine, poți să-i pornești head-up-ul, dar eu nu-l folosesc, mie vine rău. Nici mie nu prea-mi place head-up-ul, când îl aveam, îl foloseam doar așa, pe reprize scurte. Nu-l folosesc, deci îmi vine rău, la orice mașină, până și la Urus, la Porsche, nu-mi place, nici la Mercedes. Adică, ok, e folositor, dar mi s-a părut, nu știu, pentru mine, ori am eu o problemă la ochi, nu-mi dau seama că parcă îmi vine să mă uit în el și îmi vine rău. Îmi vine, nu știu. Deci îți trage puțin. Da, asta e, da. Exact. Și nu-mi trebuie, adică eu îl țin oprit și nu. Și îl opresc în orice mașină mă urc, pentru că știu că o să vomit în următoarele 5 minute și n-are rost. Ce planuri mai ai pe viitor? Păi mi-am luat acum motocicleta. Foarte tare. Da. Poate tragem un cadru după cu ea. Da. Și gen, dacă nu-i tragi șocul, moare, știi? Matriculez, îmi bag puțin mâine în ea, pentru că asta e avantajul la motocicletă, o customizez mai ieftin, mai ușor decât, da. Mult mai ușor decât o mașină, da. Plus că ce mi-am luat eu este vorba despre un chopper, e mult mai, adică majoritatea sunt custom, nu prea găsești un chopper să asemene unul cu altul, este imposibil. Și îmi place că e altceva și știi cum e, odată ce te-ai suit pe motocicletă, că asta e problema, poți să mergi cu ce mașină ai merge. Da, nu e aceea senzație. Nu e, n-are nicio treabă. Și îmi place, dar aștept și acum că sunt în școala de șoferi. Anul ăsta nu cred că o să mai cumpăr vreo mașină, bine, așa am zis de multe ori și știi că eu acum sunt așa, când apare vreo ofertă de nerefuzat. Dar nu. Sper la anul să văd cum este bunutul Dumnezeu, poate trec și eu pe ceva mai nou, clar mai nou. Simt nevoia de mai multă tehnologie. Acum nu știu, sunt între două mașini, una care e foarte luxoasă și una care e foarte sportivă. Deci n-au nicio treabă una cu alta, da. Decât marca. Atât, în partea aceeași marcă. Acum nu știu, să vedem. Nu am un plan. Bine, eu sunt și foarte schimbător așa, știi că gen mă uit și la S-Class, mă uit și la MG, mă uit și la, da, asta e că și i6-le e interesant, dar dacă e ca X5-ul, dar mă uit că și GL-ul e frumos, dar parcă mi-ar plăcea și un GL coupe, dar și unul normal, deci sunt foarte, îmi plac toate. Așa în confort, ea până pe la 100 nu e cine știe ce, dar de la 100 trage foarte bine. Bine, la Audi sunt și multe trepte, ceasurile, da. Făcute în așa fel încât îți dă senzația oricum că urcă foarte rapid. Da, hai, uite ce scum eram. Se scoate mai greu. Să o arăt și pe cameră. Da, las-o aici, că nu mai știu să o mai scot. Am primit o cadou, niciun 8 nu vine cu scumieră în față. Asta este scumieră care se cumpără doar separat și e vreo 100 de euro. Gândește-te. Tot să aluminiu. Da. Da, se vede. Este special pentru 8. Da, n-avea cum și neapărat că nu scumeză mașină, dar uite că mai arunci un alta, e bine să o ai. Ai mai făcut detailing de atunci? Unu, dar... La mine cu detailing-ul e cu duș și întors, că la cât de curat o țin eu. Adică nu știu, eu sunt și blestemat. Nu, arată bine, adică arată bine, nu... Da, e ok. Problema e că... Uite, mai ales prin și niște perioade, bine, am și perioade când trebuie să mă luau, o țin foarte curată, dar am și niște perioade când trebuie să plec în continuu și nu mai mizerie prin ea, nu mai frunze, nu mai praf. Adică uite, e de ieri de la service și are numai praf din service. Ce să fac, asta e? Vezi cât de parcă e în curbe? Nu m-am apucat să... Adică să gen așa tare. Cum se lasă, da.
E greu. Bine, și pe confort acum. E greu până o înveți, știi? Mamă, ia uite aici, parcă ca lume. Asta e... Nu știu, mie mi se pare oribile mașinile astea. Adică nu știu de ce ai vrea să ți închizi la nuntă așa ceva. Dar mie mi-ar fi frică să o conduc. Da, adică lasă că am văzut un acum... Te încadrezi pe oriunde? Nu cred. Nu cred, dar vezi că am văzut un acum de la Hamăr prin Craiova. Era de două ori cât asta. Cum lua la curbele, nu știu. Bine, fiecare cum dorește, cum vrea să-și facă cea mai frumoasă zi din viața lui. Câte moale e. Eu acum fac comparații cu mașina mea, o să vezi. De ce zic că e foarte moale? E și culmea, nu știu, mie... Adică, nu mai știu, ultima mașină sport cu care am mers... De fapt, cred că cea mai rigidă mașină cu care am mers a fost tot ata, cu seria 6-le. Da, ți s-a părut rigid? Vai de cap, mi se părea că sunt... Da, era și drumul ăla. Da, dar mi se părea că sunt în Ligian. Gen, când mă puneam în ea, mi se părea că sunt în Ligian. E obișnuit cu asta, băi frate, ce mașină e asta? Stai să vezi în asta la fel. E mai rău sau e tot la fel? Nu știu, nu pot da seama, cred că e mai ok, cred. Tu să spui cum e? E mai rău. E mai rău? Da. Adică, cred că dacă ai pietre pe la rinic, ți le mișcă, nu? Da, e bine că scoate pietrele. Da, e bine. Bă, nu știu, am fost și eu gata să-mi iau un M6 la un moment dat, dar bine că nu. M6 sau seria 6? M. Am vrut eu neapărat. Știi că e problema cu motorul clasic. De ce? Nu știi? Nu. Nu știi că pică motoarele alea V8-urile? Eu de-aia nu mi-am luat. Pe adică bune? Cum că eu știam că V8-ul ăla e sfânt? Nu prea. E bunicel. Adică știu că nu e și de pe X5, de da. Pe X6. Ideea e că sunt foarte multe picate, adică lumea nu le întreține la momentul respectiv. Am luat o pauză cât s-a răcit GoPro-ul. O pauză de masă. A fost puțin, am mâncat. Bun. Și am revenit. Te rămăsesem că nici nu mai știu. Cine mai știe? Rămăsesem la ceva motor de M6. Da, îmi ziceai tu că motoarele de pe M6 sunt foarte proste, ăla V8-ul ăla. V8-ul ăla în special. Da, nu că sunt foarte proaste, dar sunt... Sunt foarte pretențioase, sunt foarte sensibile, adică am foarte multe cunoștințe care au schimbat și la care au picat. Eu am făcusem calculul, știi? Gen, mă uitasem, motorul era vreo 10.000 de dolari și uite, a mers într-un desca asta. Hai de cap. Altceva, nu? Deci n-are nicio treabă, la 8-ul e la, cred că, dacă ar fi să-i dau un procent din ce se regăsește, ca o mașină de lux, cred că maxim i-aș da 35-40% din mașina. Adică uite, eu de exemplu am napa, da, uite, am pe aici, am pe aici, am pe aici. Pe aici, uite, e pielea urâtă, aici e pielea urâtă, nu, are napa peste tot. Bine, nici nu are mulți kilometri, are cât 149.000. Da. De la cât o ai? Pe la 110-114. N-ai mers foarte mult. Nu, păi n-am unde să mă duc, cine știe ce e. E destul de... E și orașul destul de mic și plus că nici n-am eu timp așa să mă plimb peste tot. Adică, sincer zic că asta e maxim ce ai putea să folosești pe oraș. E cam mare pentru oraș. Nu e. Bine, acum depinde cu ce mașină ești obișnuit. Da, te obișnuiești cu ea. Și îmi place mult când mă plimb pe aici și o văd așa în dreapta. Deci mi se pare că arată și botul ăsta, nu știu, e... După părerea mea, nu că vreau să o laud, mi se pare că e cel mai frumos A8 făcut vreodată asta. Mai ales cu farurile astea medii. Da, cu fără faruri, nu e așa spectaculos. Dar știi că până și semnalizările dinamice sunt opțiune. Adică am văzut A8 generația asta tot cu faruri Matrix, dar care nu aveau semnalizările dinamice. Și să le pui te costă destul de mult. Adică uite, Luandi i-au cerut la 7, doar pentru spate vreo 6-700 de euro. Dar oricum, în general, sunt scumpe farurile, sunt foarte scumpe la Audi. E farul ăsta, prin dezmembrări, dacă vrei să-l iei... Câte vreo 3.000? Nu, e vreo... cu puțin noroc, adică depinde, că ele se și dau foarte repede. Gen, dacă ai pus-o la dezmembrat, botul dai primul. Adică, ca să-ți fac un calcul, vrei prețuri de aftermarket sau preț? Aftermarket, da. Nu aftermarket, SH, zic. Nu știu de SH, ți-am zis, dar știu că de aftermarket un far aftermarket e 5.000 de lei. Dar gen făcut de o firmă fantomă. Iar la ei farul e vreo 2000 și ceva de euro, mi se pare. În far. Adică ca să ți imaginezi, gândește că bara goală, fără grilă, fără niciun accesoriu, doar bara, cum am eu design, e vreo 2000 de euro. Bara. Dacă mai pui și camere, pui și grilă, că depinde ce opțiune ai pe ea, pentru că în funcție de asta ai și grilă, mai dai încă ceva.
pe accesorii. E destul de scumpă pe partea de caroserie. E foarte costisitoare. Bine, a ieșit din cauza care pachetul ăsta de S-Line. Gândește că la asta pachetul de S-Line constă în bară față și praguri și jante. În rest n-are nimic. În plus. Difuzoare, probabil. Sau nu? E același. Identic. Jantele sunt aceleași de pe 8. Ca și format. Da, da, da. Ca și formă și asta. Bine, ca și lățime, îți dai seama că le-a sunt mai late. Aici? Nu, fix în intersecția din față. Dar jantele, dacă te uiți la jantele de pe 8 și de pe asta, o să te uiți că sunt unul la unul. Tot pe 20, că și pe 8 sunt pe 20, doar că alea probabil sunt ceva mai late. Și se poate să fie un alt fel de aliej, asta nu știu. Te probabil să fie mai ușor. Da. Adică, sincer zic, e un Huracan mai ieftin. Printre cele mai accesibile supercaruri, da. Dacă nu greșesc. Adică poți să ții și prost de mii modelul nou. Modelul nou, dar da. Găsești la 80.000 modelul anterior. Și la 50.000. Bine, vorbești de... Da, da. De ăla primul E8. Da. Da, nu mi se pare așa de spectaculos cum e asta. Păi eu mă gândeam când am avut seria 6-le, inclusiv când mi-am luat seria 6-le, aveam ocazia la un E8, da bine, 4.2-ul. Da. 4.2-ul 2007. Asta e 5.0 TVSI. Asta al nou. Da. Bine. Am mers cu cel anterior. Uh-huh. Foarte tare mașina asta, foarte bine pe curbe. Da, păi e supercar deja. Uite, vezi, dar nu-ți pare ceodată. Uite, vezi că Audi are un supercar reușit, dar lui nu are. Da. E i8-ul care nu prea e. Dar știi că am aflat acum de curând. Știi că Rolls-Royce Ghost-ul e zic că ăla de clasă medie, adică la care nu e la cel mai lung, la care e mai normal. Gen care se bate cu limuzinele. Da. Cu S-Class, cu seria 7 și așa mai departe. Știi că e considerată mașină de serie? Nu știam. Acum am aflat și eu. Mi-a zis cineva că care are. E considerată mașină de serie, gen cum e 8-ul. Pentru că 8-ul este mașină de serie. Da. Lamborghini nu e mașină de serie, pentru că Lamborghini scoate Aventadorul, ține 10 ani și l-a oprit. Da. Gata, deci Aventadorul nu mai există. Ciudat nume, Revuelto. Da, auzisem că niște români l-ar fi ales cumva, sau nu știu ce am înțeles. Niște români ce chiar, habar n-am cum, dar în fine. Bine, are o semnificație, nu ne-am informat. Cel mai probabil e un nume de taur, că toate modelele Lamborghini sunt nume de tauri. Murcielago, Aventador, Gallardo, Urus. Dar știi că Urusul, de fapt, nu e primul model de Urus, știi cum ai avut înainte? Nu știu dacă se numea Urus, dar știu că am avut un SUV. Nu știu cum se numea, l-am și prins în Forza. E unul așa mai mare și mai pătrățos. Era de fapt un pick-up, gen cu Ben în spate, știi, cu... Și ăla a fost primul SUV de la Lamborghini. Și plus că Urusul o să mai țină, cred că o să-l oprească prin 2027-2028. Cred că cam pe acolo, o să-l oprească și o să scoată alt SUV. Dar nu știu cine l-a desenat, cine l-a făcut, cum au gândit-o. Într-adevăr, prețul este exagerat. Din punctul meu de vedere, prețul este exagerat. Întreținerea este exagerată, în sensul că nu pe schimburi de ulei și piese, ci pe jante. Gândește că o pereche de cauciucuri și cu o pereche de jante, dacă vrei să o încarci, să o echipezi full, poți plăti undeva la, cred că, 30.000 de euro. Pe cele de la ei, adică nu ceva custom, ceva ce au ei. Ceea ce mi se pare exagerat de mult, adică e foarte scump. Acum nu știu. Bine, cine are, îți dai seama că nu li se pare exact, foarte. Exact, da. Uite că tot discutam noi de start-stop. Da. Am discutat când nu filmam. Da. Povesteai tu că de fapt este bun și normal că este bun că de asta l-au gândit. Da, da. Inițial mulți și eu am avut asta, du-te bă că strici electromotorul. Eu nu suportam prin simplu fapt că mi-o oprea mașina când veneam cu ea încinsă. De asta țineam dezactivat. Da. Și asta, adică la asta, uite, la asta trebuie să fii atent, dar în mod normal, uite, dacă ai, de exemplu, o hibridă, uite cum a fost ăsta, AMG GT, care era hibrid, pe start-stop era viață, pentru că nu se oprea mașina, gen, da. Îți mergea ce-o, că uite, mie acum nu mai mergea ce-o, vezi, că nu se mai simte, pentru că automat dacă nu mai învârte compresorul, dar gândește-te că la Mercedes mergea și nu ți-o oprea când opreai pe loc, ți-o oprea când încetinei. Am înțeles. Dar mașina avea servo în continuare, tot. Uite că acum tu mai ai servo, da, și ea este, da, pornită, da, cum ar veni. Da. Înțelegi? Deci acolo este un plus. Dar este foarte bun că salvezi filtrul de particule, DPF, EGR și așa mai departe. A, că strici un electromotor, cât costă?
500 de lei și să-l recondiționezi. Da. Adică eu zic că se merită. Plus consumul de carburant. Uite când ne-am plimbat cu mașina și arată consum de 10. Ceea ce mi se pare decent pentru oraș. Și cât am mers în afară? Are rezervorul de... 80. 80. Da. Bun, cam atât cu acest clip. Sper că v-a plăcut. A fost așa un video făcut mai mult pentru a povesti, pentru a ne plimba. De conversație, așa, da, a fost. Ne-am reîntâlnit după 2 ani și cam asta a fost. Noi cu A8-ul acesta am filmat acum 2 ani, vă las linkul. Sunt 2 ani? Se fac în vară, da. Da. Eu am făcut atunci chiar în august, cred. Da, că august. Plecam eu la Bacău. A fost august, a fost vară, ții minte, da. Aveți link în descrierea acestui clip, bineînțeles, cu videoclipul filmat acum 2 ani. Nu uitați că puteți verifica și voi o mașină pe Car Vertical folosind primul link din descrierea acestui clip alături de codul ABR și beneficiați de 20% reducere la raportul Car Vertical, bineînțeles. Cam atât cu acest clip, sper că v-a plăcut. Până un alta, nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram pentru a fi la curent cu toate postările, pentru că acolo postez pentru prima dată toate chestiile. Nu uitați să dați și lui Bercea un follow pe Instagram. Ambele profile atât pe ecran, cât și în descriere. Noi ne vedem data viitoare. Ciao. Pa, pa.